Sebastian Ghic, atac furibund la adresa lui Tudorel Toader, Orin Ceruc, Orin Felegu, cea sublinierea, duplicitar, nu mai merge. Fostul deputat Sebastian Ghicaie, sublinierea IT la ramp cu un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, după ce acesta din urmă a anuncat ce va pleca în Serbia, pentru a discuta despre procedura de extradare. Nemir cum domnul Tudorel tot plimbi de ea meduc după Ghic în Serbia. Cu ce? Cu probele false ale lui Portocal? După ce le-ai făcut raport, vii în Serbia cu probele lui Negulescu, a tunat fostul deputat într-o intervenție la România TV. Ghic a confirmat sublinierei faptul ce a pregătit un memoriu prin care se cer suspendarea extrăderii, probele pe care s-ar baza dosarele sale, fiind false. Sigur ce da. Abia subliniere te să ajung aici. Când intră pe treptele justiciei, îi dau raportul în mână ce mă gândesc ce nu atere IT în România. Să le explice sârbilor ce el, Tudorel Toader, a venit cu probe false să extradă Ciuncean, ca să nu me certe acasă propaganda. Aici ceva sublinierei cu Tudorel Toader, Orin Ceruc, Orin Teleguc, cea sublinierea duplicitar, nu mai merge, a completat Sebastian Ghic.